primul rând, dacă ne uităm la ani, ar fi important de amintit că ne aflăm într-un monument istoric de importanță majoră pentru Brașov, un monument care a împlinit 116 ani, dintre care 25 a stat închis, nefolosit. Lucrările au durat 4 ani de zile, au început în 2018, au implicat mai multe acțiuni de la consolidarea structurii până la intervenții pe fațade și pe interioare. Sunt lucrări avizate de către Direcția de Cultură, au fost de o complexitate deosebită și suntem în momentul în care putem să redăm acest imobil brașovenilor în destinația principală ca bancă de cultură a Polonia. Am ales bancă pentru că este fosta bancă săsească, acesta este denumirea care a consacrat clădirea, cultură pentru că va fi cel mai mare hub cultural al Brașovului și Apolonia după numele Apoloniei Hirscher, care tronează pe frontispiciul acestei clădiri. Și începând de astăzi, deschidem Banca Culturală Apolonia pentru brașoveni, deschidem acest hub cultural într-o colaborare cu Filarmonica Brașov. Este un proiect pilot. Încercăm să impunem acest obiectiv cultural în agenda brașovenilor și să îl permanentizăm printr-o structură care urmează a fi votată de către Consiliul Local. Vrem să înființăm o nouă instituție de spectacole, fie că va fi așezământ cultural, fie că va fi o instituție de spectacole și să aibă o structură de administrare care se ocupe pe mai departe de curatorie și de tot ce va însemna calendarul de evenimente. Având în vedere că este vorba de un hub cultural, bineînțeles că nu o să se întâmple numai momente muzicale, avem expoziții, avem inclusiv instalații de new media și vom porni întreg evenimentul astăzi, în data de 16 decembrie, cu un video mapping la ora 18. Expoziția, de fapt, începe din afara clădirii. De-aia, la intrare, am construit niște porți care practic te transportă într-o altă dimensiune, dimensiunea aceasta culturală a hub-ului Apolonia, a băncii de cultură Apolonia, da? Urmând să descoperim aici expozițiile care au loc, instalațiile de new media, da? Acum ne aflăm într-un spațiu cu o expoziție a lui Ștefan Popescu, o expoziție care vine din Tezaurul României, realizată împreună cu prietenii noștri de la Art Safari. Din fericire am reușit să-i convingem să vină aici cu această minunată expoziție, zic eu, o premieră pentru Brașov. Și pe lângă aceasta avem expoziție de fotografie a lui Iosif Trif, un fotograf brașovean. Avem cafeneaua culturală a artiștilor brașoveni. Am avut acolo o selecție de 70 de artiști și 270 de lucrări depuse, din care 56 au fost selectate să fie expuse prin rotație și 12 vor fi expuse permanent. Selecția a fost făcută de un juriu recunoscut la nivel național. Iar la etajul întâi avem o expoziție a pictorului brașovean Ștefan Mironescu și o colaborare cu Muzeul de Artă Brașov. Este o colecție cu grafică a Brașovului din secolele 18-19. Intrarea este gratuită, avem program de marți până duminică, luni, ca în orice galerie, este închis. Evenimente în principal sunt joi, vineri, sâmbătă și duminică sau duminică, da? Cum spuneam, sunt și concerte. Astăzi chiar o să avem un concert de colinde a cappella cu Blue Noise, una din cele mai cunoscute formații din România. Mâine o să vină Quintetul Vocal Anatolii. Urmează concerte cu artiștii soliști ai Filarmonicii Brașov și cu soliști ai Operei din Brașov. Și vă așteptăm să vă uitați și pe pagina noastră web, pentru că am lansat toate canalele de comunicare, Facebook, Instagram, avem pagina web apoloniabrașov.ro, unde puteți să vedeți absolut tot programul pentru următoarea lună.